pleci, nu? Lasă că te zic eu, mami. Astăzi i-am făcut cunoștință lui Dariusel 2012 cu verișorul meu de 8 ani, vorbim chiar de la mine de acasă și a fost super amuzant să iau când vorbeau. Totuși sunt curios la final de părerea voastră acolo în comentarii și puteți să scrieți chiar de acum cu cine țineți. Creierul meu, că măcar îl am. Da, cred că l-ai pierdut pe drum. Astăzi, Darusele, am o nouă provocare pentru tine. Îl am alături de mine pe verișorul meu, fiindcă a venit la mine. E mai mic. Câți ani ai, Darusele? Hai să vedem prima oară câți ani ai tu și o să zică și el după. 11. Vrei să faci cunoștință cu verișorul meu? Nu, că n-am, vreau glumesc, hai. Am 8 ani, fac 9. Și cum te cheamă? Alex. Și, Darusele, o să fii bătut de ele și o să vezi că ești un slab și o să te bată copiii de 7 ani, 6 ani. Mă! Care cu 3 ani mai mare decât mine, mă. Da, bunul care este mai mare decât el, mă. Și cel mai zicele și care l-am luat. Pe mine nu mă bag, ești un nob. Auzi, Darusele. Deci fii atent, Darusele, că o să ai competiția astăzi. Bine, nu știu cum cât de bine joacă și așa. El se joacă de pe telefonul meu acum, că de-aia aveți Rafael Grâmă 06, adică e de pe telefon. Coroane, mă, dacă ești așa șmecher. 102. Da. Da. Eu am 300. Da, mă, misile tale parte. Tu cred că nici 2 n-ai. Vrei să arăt? Nu. Deci fiți atenți, o să-i dăm acum drumul, să vedem care este mai bun dintre voi doi, să vedem dacă e mai bun Darusel. Eu o să joc fără hack azi, pentru că știu că o să pierd vârtul la cinul băi, așa că da. Yay! Da, să vedem la urmă. Fii atent, Darusele, o să joc și eu, numai că eu nu o să joc foarte bine pentru că nu prea văd de el. Ceea ce contează e că trebuie să vă jucați voi mai mult și să te uiți la noi. Noi Darusel. Vârtul, bun. Prin cameră. Bă, n-ai voie cu pumn. Dar ce, mă, eu am voie cu ce? Păi, dar el n-are pumn, că e pe contul meu, n-are pumn pe contul meu de pe telefon, că eu nu mă joc acolo. Nici Kevin nu are pumn, adică. E slab. Nici nu m-ai nimerit. Eu nu vreau să-i nimeresc, dacă vreau să-i nimeresc, chiar vezi? Iată, mă, că te-am nimerit. Mhm. Și ce ai făcut, un căcat? Bă. Ziceai de mine că sunt slab, dar tu ce faci? Am încercat să fac o chestie. Aha, deja ai pierdut. Ziceai tu că sunt eu slab, dar eu ți-am zis să vezi după aia cine e slab, noob. Vreau să fac o schimbă, să vezi dacă... Mhm. Arcad, mama. Cine am mers schimba? Ai zis că eu sunt noob. Ești. Se pare că tu ești. Cred că acum încep să plângi, nu? Lasă că te zic eu, mami. Și de-aia nu mai pot eu. Bă, dar Darusel, ia stai-o puțin, tu cum ai murit, bă? Am rămas eu care abia văd ceva de el, că are mâinile aici în față, cum stăm noi, mai complicat cum stăm, ca să s-audă și el, să mă auzi și eu. Sper că ne auzim bine. Dar cum ai murit, bă? Am câștigat eu și eu nici nu puteam să mă joc ca lumea, eu nu înțeleg cum. Darusel, vezi că ești cam slab, chiar ești cam slab. Fii atent, Darusel, primul meci l-ai pierdut, a câștigat vără meu, bine, am câștigat eu, dar practic era bătălia dintre voi, deci acum suntem pe laser și fii atent. Bă, nu te bate cu mine, că tu trebuie să te bași cu vără meu. Și după ce avansați, trebuie să te bați cu mine. Ia să vedem cine câștigă. Eu. A, da, tu. Ia du-te, mă, deja. Napule, ești noob. Dar normal, dacă tu ai pumni, logică câștigi, că eu n-am pumni. Dacă tu n-ai, vezi că poate nu mai apar pe canal la vără meu. Da, mă, da. Mă, tu nu știi cine ești, mă? Nici nu mă interesează cine ești. Mă, cap de robot de păuși. Tu nu știi cine ești, mă? Ești noob. Ok, da, când? Nu ești în stare să te joci. Nu, că... Am câștigat, ziceai că tu câștigi. Eu ți-am zis că tu ești noob. Dacă nu m-am mai jucat. Ha. Nubule. Ziceai de mine. Lasă că m-am apucat ăla de bloc, deci. Mhm, da. Ai avut noroc că m-am lăsat de bloc și m-am apucat de laser și era shower. Mhm, e slab, rău de tot. Rafael, hai să cumpăra shower. Fii atent, Dariusele. Ce o să fie acum, jucăm rush shower și mi-a venit mie o idee că tu ziceai el că vezi că poate nu o să mai apar la vărul meu pe canal. Tu astăzi, Dariusele, ne jucăm rush shower, ok? Că ai zis tu, jucăm rush shower, ok. Băgăm rush shower, dar tu dacă pierzi, nu o să mai apare niciodată pe canal, doar dacă se fac peste 100 de like-uri. Și asta ține de cei care se uită la videoclip. Deci dacă îl mai vreți pe Darusel pe canal să mai râdem de el, nu uita să dați un like. Păi de cine râzi, mă, tu? Cred că o să râd singur de tine. Eu nu râd singur de mine. Ba da. Râd de altcineva. De și cine? La creierul meu, că măcar îl am. Da, cred că l-ai pierdut pe drum. Creierul tău deja e terminat. De tine. Mi-am pierdut din brain din cauza ta. Nu te-am întrebat. Începe runda, deci tu trebuie să câștigi neapărat aici dacă vrei să mai apar pe canal. Da, mai ai o mică șansă, dacă nu câștigi, mai ai o mică șansă să apar pe canal doar dacă dau băieții subscribe și fetele, pentru că se uită și fete, ce crezi? Darusele, ai și admiratoare. Wow! Deci pentru fete trebuie să arăți tu ce poți, Darusele. Toți țin cu noi. Bă! Bă, ce n-am! Ce easy a fost! Și n-ai nici da. Măcar folosit emoturile. Păi normal că te-am lăsat eu ca să nu plângi, ca să mai apari puțin pe canal. Mersi! Da, acum nu se de mai las.
Hai să dăm altă mapă. De fapt, mai mișcă, chiar sunt top mix, mai mișcă, mai mișcă. Vrei să vă jucați Hide and Seek? Da! Și dacă nu ne găsești Daruxele, nu știu ce se întâmplă Daruxele cu tine, dar nu o să se întâmple ceva bine dacă nu ne găsești. Iar pentru asta, o să intrăm, fii atent, o să jucăm Jungle Roll. Alex, ai mai jucat până acum fața ascunselea pe Stumble Guys? Da. Fii atent, Daruxele. Tocmai ce ți-am spus, ne jucăm fața ascunselea, iar tu trebuie să ne cauți pe aici, tu stai aici ascuns în spate, nu vii, noi ne ascundem și o să vii tu după noi când o să zicem. Dar să nu te uiți. Bă, deci dacă te uiți, Daruxele, vezi că dacă nu ne găsești, o să fie nașpa pentru tine, o să se întâmple ceva nașpa. Ia fii atent, vreau să încerc ceva aici. Ah, dar nu merge. 10. Mai numără. Bă, dar sper că n-ai numele să se vadă. Nu, 22, 23. Hai că eu m-am ascuns, dar vă rog eu încă nu. Hai, ascunde-te mai repede că pleacă. Da, 9, 30, hai că mă duc în căutare. Ascunde-te, Alex, mai repede că vine ăsta după tine. Fii atent că nu cred că mă găsești pe mine. Nici pe mine. Mamă, deci uitați-vă la el unde e. Nu merge! Bă, cât de noob ești. Pentru că crezi că poți să urci prin nomolul ăla pe acolo? Crezi că poți să faci ceva tu? Știa, păi da, crezi că nu te văd prin toată harta asta? M-am ascuns foarte, foarte bine. Mamă, fii atent. Ai, bă, ce m-a găsit ăsta? Acum fugi repede pe vârmă, că nu-l mai găsești pe vârmă. Dacă trece timpul, papa, o să fie nașpa pentru tine. O să ai o provocare de la abonați acolo în comentarii, deci ai grijă. Deci dacă pierzi, o să faci o provocare în următorul video. Nu mă găsești niciodată, că ești noob. Păi tu ce ești? Nu sunt ca tine. Îți dau 500 de lei dacă mă găsești. Okay. Ba nu. Păi știi că te găsești asta? Bă, dar m-am blocat. Ia, stai. Dar o să le vezi că nu mai e foarte mult timp și o să o pățești, adică nu o să mai găsești pe nimeni. Pe mine mai găsi, că m-am ascuns acolo pe la început și strălucea și caracterul, că altfel nu mă găseai. Să vedem. Ia să vedem. L-a găsit, mă. Dar o să le vezi că ai scăpat. Mamă, la fix, mai erau 2 secunde. Așa. Ei, ai. Ce n-am? Bă, tu plângi. Ce plâng, mă, eu? Păi uite-te la ăla al tău. Păi da, cam așa fac oamenii când îi bat. Păi, da. Acum te mimez pe tine. Ce rău! Ești un slab. Și mașii. Nu te-am întrebat. Apoi de ce vorbești cu mine dacă nu m-ai întrebat? Pentru că nu te-am întrebat. Fii atent, Daruxele, cam atât. Vezi că ai avut noroc, n-ai primit nicio provocare, dar să zicem că într-un fel, de fapt tu n-ai câștigat niciun meci, dacă stau să mă gândesc bine, doar părașa ori ai câștigat o rundă, atât. Da, vârtui, nu. Da, la tine. Bine. Jinx! Te-am jinxat, fraier, acum nu mai ești nimica. Nu mai ești nimica. O să cine? Cine te-a întrebat pe tine? Am încercat să faci un rost, nu ți-a ieșit. Gata, Daruxele, gata, fii atent, Daruxele, cam atât a fost cu videoclipul acesta. Tu ai fost cam slab, sincer să recunosc. Eu ai fost cam slab, adică vărul meu care e mai mic decât tine te-a bătut într-o rundă și sau nu mai știu când te-a bătut și așa. Dar el e mai mic, tu ești mai mare și tu ești mai slab, asta e ideea. Nu, el e mai norocos și așa mai ghinionist. Când îmi bag cu aia mici, cu aia mari distrug. Aia mare, pe cine mai distrugi? Adică... Gata, mă, Daruxele, cam atât a fost. Alex, spune tu ceva dacă ți-a plăcut totuși să te joci cu Daruxele astăzi. Mie mi-a făcut plăcere să-l bana. Mi-a plăcut că a fost foarte noob. Na, pe mie și mie mi-a făcut plăcere, na, să-l las să câștigi, na. Da. Vreau să faci așa, doar că, na. Vreau să dea tot ce are el bun. Tu ai pierdut primul meci. Da, l-am câștigat pe al doilea. Și ești un noob, slab. Bă, e 2-2, frate, așa că lasă-mă. La Hide Seek am găsit. Vrei să facem revanșa? Hai mă, hai. La 200 de like-uri. La 200 de like-uri, Rafael o să filmez iară cu vărsul. Și o să te bată pentru că o să se antreneze mult mai mult, adică o să fii mai bun în viitor, pentru că așa e normal să fii mai bun în viitor. Și dar o să ești un slab, pa.